Bine v-am regăsit la Eurodicționar, doamnelor și domnilor. Nu știu dacă politica are loc la Eurodicționar sau nu, dar în faptul că mai există și fabrica, o emisiune eminamentă dedicată politicii, doar că vrând nevrând nu poți trăi în afara vremurilor. Și atunci când discutăm despre oameni care, prin modul lor de a gândi, de exemplu, duc, să zicem, societatea sau au avut chiar și puterea necesară să ducă societatea către o gândire de tip european, să spunem, un model de dezvoltare de tip european sau de tip occidental în ansamblu, care cu toate problemele sale rămâne totuși de dorit, atunci, da, un asemenea om ar trebui să vină în emisiune. Doar că atunci când acest om ocupă, cel puțin la momentul înregistrării acestei emisiuni, o funcție înaltă, să zicem, cea de prim-ministru, atunci cumva te întreb, bun, ce să faci cu un prim-ministru într-o emisiune ca Eurodicționar? El vorbește oricum despre politică atunci când e chemat să facă asta, dacă are vreun motiv să facă asta. Eu prefer să fac altfel. Eu prefer ca atunci când am reușit în sfârșit să-l am pe domnul Pavel Filip în emisiune, să nu discut despre politică, sau cel puțin cât mai puțin, pentru simplu motiv că acum, la momente de schimbare, când domnul Pavel Filip încă mai este premier și nu știm ce va urma, cred că e mai important să vorbim puțin cu omul și despre omul Pavel Filip. Așa că bine ați venit, domnule. E bine v-am găsit. Filip. Bună ziua. Sau domnule prim-ministru, încă. Vreau să vă întreb așa de la bun început. Dacă ar fi să o luați de la zero, să zicem, dacă ați dat timpul înapoi, ați mai intra în politică, ați mai merge pe calea asta? Sau calea asta deja e atât de complicată încât poate v-ați mai gândi ce ați face? Iată, cu această întrebare, cred că nu ați ochit acolo unde trebuie, pentru că sunt omul care nu are regrete și încerc să nu privesc lucrurile înapoi. Bine, evident că este bine să-ți faci o analiză, să înțelegi ce ai făcut bine și ce ai greșit, dar prea mult să te vaicări sau să înțelegi că trebuia să faci ceva altfel, cred că este o poziționare greșită. Sunt deprins să privesc în față, pentru că am întâlnit foarte multă lume care vorbește despre trecut, face analize, câteodată din punctul meu de vedere prea exagerate și prea mult se vorbește și apoi știți cum se spune la noi că după război mulți eroi. Eu consider că este o pierdere de timp și trebuie să luăm lucrurile ca atare. Deja ceea ce s-a întâmplat nu le mai poți schimba, să tragi niște concluzii, dar să privim înainte. Să înțelegem ce trebuie să facem astăzi și ce trebuie să facem pe viitor. Bun, frumos, minunat. Cuceritor de drept, într-adevăr, ai încredere într-un asemenea om care e hotărât, care știe ce dorește. Dar pe de altă parte, pe lângă asemenea om, există alți oameni. Există soția, copiii, părinții, frații, surorile și așa mai departe, care la un moment dat ar putea să vină să spună: unde ești? Ești tot timpul acolo, ești tot timpul dedicat, nu știu care, ești în toate deplasările pământului, numai lângă familie nu ești. Ați auzit vreodată așa ceva, domnule Filip? De la soție, de la copii, de la familie în general? Familia, soția, copiii sunt oameni dragi care sprijinul cărora l-am simțit întotdeauna în această viață. Și cred că dacă am reușit să realizez câte ceva sau am reușit să realizez lucruri frumoase, se datorează în primul rând familiei mele, familia care m-a susținut întotdeauna și nu contează unde am fost, pentru că întotdeauna mi-am făcut munca cu dedicație, fie că eram în funcție de inginer mecanic, fie că eram în funcție de director sau ministru sau prim-ministru. Desigur că omul Pavel Filip, ce a avut de pierdut, cred că această întrebare trebuie să fie orientată mai mult soției mele, băieților mei, fraților, surorilor sau prietenilor mei, pentru că, da, cu părere de rău, această funcție, fie că vorbim de funcție politică sau fie că vorbim de muncă la guvern, îți ia 24 din 24 și 7 din 7. Niciodată nu-ți închei ziua de muncă la ora 6, niciodată nu-ți poți permite să mergi acasă să privești un meci de fotbal. Și din punctul ăsta de vedere, cred că dacă i-ați întreba pe ei, nu vor spune prea multe lucruri pozitive. Dar în același timp și pe această cale vreau încă o dată să le mulțumesc pentru că m-au suportat așa cum
așa cum sunt, cu mai puțină atenție pentru familie, dar în același timp nu regret. Precum vă spuneam și la bun început, nu regret pentru că am depus efort, fiind conștient, de fapt, de la bun început, că nu aștept foarte multă recunoștință pentru munca pe care o fac, nu am avut iluzii niciodată, dar am încercat, precum vă spuneam, să depun efort pentru a schimba lucrurile și, pornind de la situația care a fost la începutul anului 2016 și unde suntem acum, eu cred că, prin comparație, lucrurile se văd că s-au schimbat spre bine. Da, îmi pare rău că anul acesta, dacă ar fi să fac un bilanț din lucrurile pentru omul Pavel Filip, am reușit să citesc mai puțin decât altă dată. Probabil. Dar ce ați fi citit? Ce cărți ați citit dacă ați avea timp? Sau veți citi dacă veți avea mai mult timp? Ce place lui Pavel Filip să citească? O să vă spun că îmi place literatura clasică foarte mult. Chiar dacă mulți sunt în trendul acesta de a citi literatură politică sau legată de psihologie sau nu știu ce, pe mine mă relaxează și îmi plac romanele. De aceea, de fiecare dată când am posibilitate, citesc. Vă spuneam, anul acesta am reușit, cred că de la începutul anului, doar 5 sau 6 cărțulii să le citesc așa pe apucate și este, de fapt, un regret. La capitolul călătorii anul acesta am 0, la capitolul reuniuni în familie cred că o singură dată a fost și atunci nu s-ar fi întâmplat dacă nu eram în campanie electorală și a fost o situație când trebuia să ne vedem cu toții în familie. Întâlniri cu prietenii, cred că am reușit doar o singură dată să ne vedem. Astea sunt lucrurile, de fapt, care mă întristează pentru că nu am reușit să am aceste întâlniri, să citesc mai mult, pentru că, până la urmă, lucrurile importante sau valorile importante pentru mine sunt cele care mă leagă de cei dragi. O să ne întoarcem și la valori, dar eu o să fiu insistent acum într-o direcție în care văd că vă protejați așa cu diplomația, dar nu vă las să scăpați chiar așa ușor. Bun, am văzut, arătați recunoștință soției, celor apropiați, să spunem, familia așa de gradul foarte întâi, da? Ați pomenit și prietenii. Haideți să vă întreb despre prieteni. S-a întâmplat să pierdeți un prieten din cauza activității politice sau opțiunilor politice în sine? Pentru că eu mi-amintesc, de exemplu, că în anii 90 în România aveam niște discuții foarte dure cu tata, care avea cu totul și tot alte opinii politice decât ale mele și la un moment dat chiar ne ridicam de la masă și ne certam și nu mai luam masa cu tata. Și până la urmă am zis, măi, suntem doi nebuni, hai să lăsăm politic, hai să stăm la masă. Dar am pierdut prieteni la un moment dat din cauza unor opinii sau ale altora. Chiar și aici în Republica Moldova. Dumneavoastră, vi s-a întâmplat? Nu, cu părere de bine, nu mi s-a întâmplat să pierd vreun prieten, pentru că prieteniile pe care le-am legat sunt bazate pe alte valori. Chiar dacă cu unii prieteni poate avem viziuni politice puțin diferite, hai să zicem așa, dar asta nu a influențat prietenia noastră nici de cum, pentru că eu cred că prietenia adevărată este legată pe valorile care țin în primul rând de tot acest complex de elemente care ne fac să fim oameni. Bun, valori. Valorile se însușesc, în primul rând, în familie. Mama, tata, frații, surorile aceștia. Unde v-ați născut? Câți frați, câte surori? Cum se numește localitatea în care s-a născut Pavel Filip? Și ce legătură mare are Pavel Filip cu Baștina? Vine într-o familie numeroasă. Noi am fost 7 copii, am crescut într-o familie cu 7 copii din satul Pânășești, Traionul Strășeni. Este o localitate nu departe de orașul Chișinău. Și eu cred că ăsta este cea mai mare bogăție pe care am reușit să o am în această viață. Familia mare, pentru că cu adevărat acestea sunt valorile adevărate din punctul meu de vedere, chiar dacă nu a fost simplu. Mi-aduc aminte copilăria care nu a fost una în care am trăit în bogăție, să zicem așa.
Și deseori, chiar în această campanie electorală, cineva m-a întrebat, dar știți cum să trăiești cu 2000 de lei? Și mi-am spus că dacă ar fi maica mea aici, v-ar spune cum e să trăiești cu puțin bani și cu mulți copii, pentru că să crești 7 copii în timpurile cele nu era deloc ușor, nu existau alocații sociale. Maica mea muncea din greu, chiar dacă avea copii acasă, taică meu la fel muncea din greu și pe lângă toate acestea trebuia să aibă grijă de, noi. Încă o problemă care era pe atunci, nici pământ suficient nu era ca să poți colecta o roadă mare, deci nu puteai avea mai mult de 25 de ari de pământ. Pentru o familie numeroasă aceasta era puțin, părinții mei fiind țărani. De aceea chiar îmi aduc aminte că taică meu la noi în sat se spune spărgea pârloage, pământ care nu era folosit, pentru a putea avea un sac de cartofi mai mult sau un sac de porumb mai mult. Așa am crescut. Să răbdați foamea în copilărie? Nu am răbdat foamea. Părinții niciodată nu și-au permis să simțim foamea sau să simțim că nu avem ce îmbraca sau încălța, cu toate că eram conștienți cât de mult trebuiau să muncească. Maica mea a fost un om deosebit, din punctul meu de vedere și până acum, rămâne un etalon al bunătății omenești. Taica meu a fost puțin mai sever, așa cum trebuie să fie tații, cred că, dar de la ei am învățat cele mai importante lucruri în viață sau cred că de la ei s-au acumulat valorile care au stat la temelia formării mele ca om. Maica mea a fost un povestitor, apropo, extraordinar de povești. Și dincolo că îmi spunea multe povești, m-a făcut să îndrăgesc să citesc povești în copilărie. Am citit, cred că, sute și sute de povești în copilărie, într-un moment oarecare citisem absolut toate cărțile care erau în bibliotecă școlară și cea sătească și, apropo, vreau să vă spun că poveștile cred că este elementul care poate educa din copilărie un copil să poată înțelege ce înseamnă bine, ce înseamnă rău și nu trebuie subestimate poveștile. Cel puțin eu am învățat foarte mult din ele. Aici sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, da, și copilăria mea a fost așa îmbogățită toate poveștile și da, poate că foarte mult din ceea ce sunt acum are legătură cu asta, dar ați spus de valori și ați accentuat tot timpul acest cuvânt. Numiți-mi principalele, să zicem, trei valori sau poate mai multe, dacă doriți, pe care le-ați primit de la părinți, de la, iată, această mamă blândă, bună, povestitoare, acest tată riguros care înțeles că trebuie să spargă pârloagă ca să aibă copii, să nu le lipsească nimic. Care sunt valorile acelea? Trei, să spunem, pe care le-ați pune în fruntea tuturor valorilor și pe care eventual probabil le-ați transmis și copiilor noastre. Desigur că putem vorbi despre mai multe valori. Eu scoate în evidență două valori importante care le-am învățat de la părinții mei și în timp am înțeles, de fapt, această înțelepciune pe care au avut-o părinții noștri. În primul rând, bunătatea. Bunătatea și capacitatea sau capacitatea de a face bine. Eu cred că este prima din cele mai importante valori și dacă oamenii ar fi mai buni, dacă oamenii ar da, dacă oamenii ar dărui mai mult, atunci eu cred că și societatea în care trăim se va schimba cu mult spre bine. Și doi, capacitatea de a fi recunoscător. Este o altă calitate foarte, foarte importantă, de care nu trebuie să uităm niciodată. Pentru că cel care ți-a făcut un bine trebuie să fii recunoscător. Sau pornind de la faptul că trebuie să fim recunoscători Domnului că suntem sănătoși și putem munci. Să fim recunoscători vecinilor noștri. Sunt un om credincios pentru că așa m-au educat părinții mei. Ați zis și de vecini, dar înainte de vecini aș vrea să vă întreb întâi de toate dacă părinții mai sunt în viață?
Nu, cu părere de rău nu sunt în viață. Dar deja, frații? Pentru că, vă spuneam, eu vin dintr-o familie mare, cu 7 copii, și eu am fost mezinul în această familie. Asta sunt... înseamnă că ați fost și răsfățatul familiei sau pe de o parte, greu a căzut pe umerii mezinului? Pe de o parte am fost și răsfățatul, pe de altă parte a căzut și mult greu pe mine, pentru că fiind mezinul, într-o perioadă oarecare erau când toți au plecat deja de acasă la învățătură și mai mult lucru prin gospodărie îl făceam eu. Chiar dacă, desigur, că de fiecare sâmbătă și duminică, frații și surorile mele veneau acasă. Deci am fost și rămânem a fi, de fapt, cei care am rămas în viață, a fi o familie unită care ne-am ajutat unii pe alții pe parcursul întregii vieți. Ați spus că frații au plecat la învățătură și dumneavoastră ați plecat la învățătură. A fost gândul părinților, acești țărani simpli pe care ați descris, ca, iată, copiii să aibă acces la învățătură, folosește învățătura la ceva, v-a folosit să deveniți inginer, de exemplu? Poate ați fi dorit să fiți altceva? Desigur, vă spuneam și un respect deosebit care îl port părinților mei este că, dincolo de greutățile prin care au trecut, ne-au făcut să nu simțim niciodată foame, să nu simțim că nu avem ce îmbrăca sau încălța și un accent deosebit a fost pus pe educație. Deci au ținut să ne dea o educație bună la toți copiii, pentru că, vă spuneam, cred că cele mai importante lucruri le-am învățat de la părinți, dar nu numai, pentru că fiind mezinul în familie, ne-am crescut unul pe altul. Mai puțin eu am crescut pe alții, dar frații și surorile mai mari au avut grijă de mine. De aceea am luat această bunătate și poveștile de la maica mea, severitatea de la taica mea, surorile mele care... practic toate au făcut matematică și cibernetică, m-au făcut să îndrăgesc matematica și pentru mine, după ce am absolvit școala de atunci, nu a fost o problemă în alegerea profesiei. Am ales ingineria, absolut, chiar dacă câțiva ani până la absolvirea școlii gândeam să merg la educație fizică, aveam o pasiune față de sport și cred că câțiva ani înainte de a absolvi școala, visul meu era să devin profesor de educație fizică, dar în 2 ani de zile până am absolvit școala medie pe atunci din satul meu, mi-am schimbat puțin viziunile și am ales inginerie, pentru că aici este și creativitate pe de o parte, pe de altă parte, la bază stau științele exacte care mi-au plăcut foarte mult. Ingineria, într-adevăr, este un domeniu foarte clar, care ordonează foarte bine, care te obligă să vezi un proces, de exemplu, tehnologic de la un capăt la altul, cu toți pașii săi, în cea mai logică succesiune, cu putință și cât mai eficient. Cât din ce ați învățat în inginerie și ați practicat, pentru că ați fost, într-adevăr, inginer, ați ajuns în funcții de conducere, cât din toată gândirea aceasta a ajuns în politică și dacă a folosit vreodată la ceva? Am zis că nu vorbesc despre politică, dar n-am de ales. Veți purta această etichetă și cred că merită să o purtați cu mândrie de a fi fost ministru și premier al Republicii Moldova, poate într-una dintre cele mai grele, dacă nu chiar cea mai grea perioada sa. Cât din inginerul Pavel Filip a trecut în politician și cât i-a folosit? Pare mi se Blaise Pascal spunea că matematica trebuie învățată poate doar pentru aceea că face ordine în capul nostru. De ce? Eu cred că științele exacte, științele ingineriești care le-am studiat, m-au făcut să am un format oarecare de gândire și atunci nu contează în ce funcție ești, fie că ești director de întreprindere sau ministru sau prim-ministru, în principiu formatul gândirii este unul același, pur și simplu este aplicat deja în diferite dimensiuni. De aceea și până acum, chiar și în dimensiune politică, eu cred că gândesc ingineriește, deci lucrurile trebuie să aibă o logică oarecare, trebuie să stea într-o ordine oarecare. Dacă ai făcut primul pas, trebuie să înțelegi unde vrei să ajungi și pentru ce ai făcut acest pas. Dacă ai spus ceva, trebuie să înțelegi pentru ce ai spus acest lucru și care este scopul pe care îl urmărești. Deci eu cred că cel puțin și în politică nu încurcă o educație inginerească. Asta înseamnă că, pornind de la ceea ce tocmai ați afirmat, cred că nu puțin au fost momentele
perioadă recentă politice, să spunem, în care probabil ați rămas un pic perplex, așa, față de anumite atitudini. Ele nu par foarte logice și nu mă refer neapărat la o anumită grupare politică, dar au fost câteva momente în care lucrurile păreau lipsite total de logică și mai ales de vreo finalitate. Greșesc sau ați trecut prin asemenea momente de perplexitate în care v-ați întrebat ce se întâmplă și mai ales ce urmează? Nu greșesc, desigur că au fost foarte multe momente de acest fel, chiar și situația prin care trecem acum, situația politică, cred că mă pune într-o poziție de a privi lucrurile într-așa mod, dar am deprins că în politică, de fapt, eu vă spuneam care este formatul de gândire al meu, dar în general, în dimensiunea politică, nu întotdeauna este urmărită o logică și nu întotdeauna în drept obiectiv final este un rezultat. M-am confruntat cu o problemă care, de fapt, nu prea îmi place mie. Este foarte important, sunt foarte importante percepțiile create în politică și poate nu atât de important adevărul pur, așa cum este el, dar pentru asta luptăm. Cel puțin mesajul pe care îl duc eu în această dimensiune politică este să atragem mai multă atenție adevărului, să numim lucrurile pe nume, să fie mai multă sinceritate, chiar dacă nu întotdeauna în politică este prea mult loc pentru aceasta, dar asta nu înseamnă că politica, așa precum o spun toți, este absolut murdară. Politica este așa cum o face politicianul. De aceea eu cred că nimic nu va schimba stilul meu de a fi în această dimensiune politică. Poate câteodată mai naiv, mai sincer și să numesc lucrurile pe nume așa cum sunt ele. Asta în ce privește, de exemplu, relația cu ceilalți politicieni, dar relația cu omul obișnuit. Ați ajuns la un moment dat, chiar și în campania electorală, față în față cu oameni, v-au adresat diverse întrebări, unele directe, cum a fost aceea, dacă știți cum este trăiești din 2000 de lei. Ce ați învățat despre poporul dumneavoastră ca politician? Ați condus oameni într-o întreprindere, dar iată că ați condus și o țară întreagă. Ce ați înțeles despre moldoveni după, iată, această carieră politică foarte tensionată, dură și complicată ca misiune, pe care până la urmă ați realizat-o cu succes? Moldova nu s-a împotmolit așa cum și-ar fi dorit mulți. Îmi pare, mi se, marele filozof Socrate spunea la timpul său că fiecare popor își merită conducătorii sau ceva de felul ăsta și este actual și pentru ziua de astăzi. Deci nu cred că am descoperit lucruri noi, fiind în campanie electorală, pe care nu le-aș fi știut până atunci, pentru că sunt de o viață, trăiesc în Republica Moldova și întotdeauna am lucrat cu mulți oameni, chiar și în calitate de conducător. Am avut pornind de la zeci de oameni până la mii de oameni. Am comunicat foarte mult și îi înțeleg foarte, foarte bine. Sunt și calități care nu-mi plac. Trebuie să recunosc că, știți, este o situație când este important să găsești cine este vinovatul. Într-o familie este vinovat soțul sau soția, sau pentru copii sunt vinovați părinții, la o întreprindere este vinovat șeful întreprinderii, într-o țară este vinovat guvernul sau parlamentul, mai actual acum sunt vinovați rușii sau americanii de unele chestiuni și cred că este o pistă greșită, pentru că mi-aș dori să luăm lucrurile ca atare și poate într-un moment oarecare ar trebui de suflecat mânicile și de muncit mai mult. Dacă aș ști cum să fac lucrul acesta rapid, cred că aș impune copiii să învețe mai bine și mai mult aș vrea ca oamenii să muncească mai mult, pentru că de fapt fiecare își făurește într-un mod oarecare soarta, pentru că nu de toate este vinovat guvernul în această țară. Știu că multor nu le va place această afirmație, dar dincolo de aceasta nu este guvernul cel care îți interzice să citești o carte, nu este guvernul cel care îți interzice să mergi la teatru sau îți spune să arunci
arunci gunoiul pe margine de drum sau în fața porții. Deci sunt lucruri care pot fi schimbate în general de către toată societatea. Și nu în zadar, unul din lucrurile importante care au fost pornite de către această echipă guvernamentală a fost reformele în educație. Mi-am dorit foarte mult să duc până la capăt această reformă. De fapt, noi în coridoarele guvernului nici nu o numim reformă, dar o numim o transformare a sistemului de educație în Republica Moldova pentru a schimba lucrurile în viitor. Eu cred că multe pornesc și de la construcția unui sistem puternic de educație. Așa că vă spuneam, eu nu fac parte din categoria oamenilor care se plâng și se vaicără, pentru că cum se rezolvă problemele de fizică? Ai datele inițiale sau SD. Iată, întotdeauna am privit asupra acestui SD și am încercat să rezolv problemele luând în considerație datele inițiale pe care le avem. Avem ceea ce avem în Republica Moldova și pornind de la acest fapt am încercat să vin cu mai multe lucruri care ar schimba viața spre bine a cetățenilor noștri în primul rând. Pentru că am fi putut să ne plasăm în altă dimensiune, cea de care vă vorbeam la începutul acestui răspuns, să încercăm să identificăm cine este vinovat, dar nu am făcut acest lucru niciodată. Bun, asta este caracteristic, iată, într-adevăr, unui om cu o gândire pragmatică, foarte bine sistematizată, poate mai potrivită, să spunem, pentru o funcție în executiv, adică în guvern, dar există o șansă destul de mare să fiți, de exemplu, în zona legislativului. Da? Șef de fracțiune, PDM, în legislativ. Acolo unde nu vă veți întâlni cu să dă, ci va trebui să dați. Să generați, să dați și așa mai departe. Și va trebui să vă confruntați cu oameni care vin dintr-o altă zonă de discurs, dintr-o altă zonă de abordare, foarte populistă, foarte declarativă, foarte idealistă sau manipulatorie, dar lipsită de conținutul pragmatic. Ce veți face acolo? Cum vă veți simți în Parlament, de exemplu? Pentru că va fi o cu totul altă paradigmă în care va trebui să acționați. Nu veți mai putea spune, iată, se dă, haideți să facem așa și așa și așa. Nu, va fi cu totul altfel. Cum vă veți simți acolo? Parlament provine de la parlare. Deci trebuie să recunosc că nu este zona unde mă simt cel mai confortabil. Nu-mi place să vorbesc foarte mult. Cred că sunt mai mult un om care se potrivește acțiunii. Dar pot să vă deschid un secret acum. Niciodată nu mi-am făcut planuri de carieră, să zic așa, și le-aș recomanda acest lucru tuturor. Este foarte important, am mai spus-o într-un interviu anterior, să-ți faci treaba bine și să muncești acolo unde ești. Am muncit atunci când am fost inginer, am muncit atunci când am fost director de întreprindere, fără a mă gândi sau fără a visa la ceva. Atunci când am început să muncesc în calitate de inginer mecanic, nu visam la funcția de director general a întreprinderii sau ulterior la funcția de ministru sau de prim-ministru. Astea vin de la sine dacă lucrezi bine acolo unde ești tu. De aceea nu înseamnă că fiind în legislativ trebuie să fiu exact ca și alți politicieni. Eu cred că sunt eu cel la care îl aveți în fața dumneavoastră așa cum sunt eu și voi încerca să-mi fac lucru în legislativ bine, conducându-mă, eu știu, de valorile pe care le am și pe care le respect și de calitățile pe care le posed. Pe de altă parte, sunteți un om foarte deschis, foarte direct. Nu, într-adevăr, nu vă plac ocolișurile, nici nu folosiți cuvinte înflorite sau înfloritoare, doar că, la un moment dat, publicul însuși nu pare să dorească să audă prea multe adevăruri. Deseori se întâmplă ca relația politicianului cu publicul să fie așa, ca într-o falsă relație de cuplu, în care o vorbă din aceasta spusă mai dulceag rezolvă o problemă sau acoperă o problemă mai urâtă. Cum veți trece peste asta? Cum veți reuși să veți ajunge să-i povestiți omului doar ce vrea el să audă, numai ca să fie liniștit, sau veți merge în continuare pe linia despre care tocmai ați spus? Fă bine ce ai de făcut și restul să adaugă pe cale naturală.
Știți, nu o să fiu de acord cu dumneavoastră aici, pentru că am purtat foarte multe discuții cu oamenii, cu cetățenii simple din Republica Moldova și nu aș spune că oamenii își doresc să audă doar vorbe dulci și promisiuni frumoase. Discuțiile cele mai constructive sunt discuțiile sincere. De aceea eu cred că este un mit până la urmă atunci când toți vorbesc despre promisiunile politicienilor, că politicienii în principiu merg și le promit de toate oamenilor și spun minciuni. Nu este adevărat, nu trebuie subapreciați oamenii. Deci, întotdeauna oamenii înțeleg unde este adevărul. Da, se mai întâmplă că oamenii se lasă măguliți. Nu toți au capacitatea, eu știu, de analiză pentru a înțelege lucrurile așa cum stau ele. Dar dacă ar fi să mergem pe, eu știu, pe niște lucruri mai complexe, așa, eu cred că discuțiile sincere sunt cele mai productive și bune discuții cu cetățenii până la urmă. De aceea vă spuneam că cred că este un mit, pentru că nu poți întotdeauna să minți oamenii, nu poți să le vorbești doar frumos, trebuie să le vorbești și adevărul, trebuie să recunoști atunci când ai greșit, pentru că toți greșesc, dar este important să poți recunoaște acest lucru și să ai capacitatea de a corecta. Noi am ajuns aproape de finalul emisiunii, undeva vreo 5 minute mai avem până la final. Vă dau dreptate, e o vorbă englezească tradusă, sună cam așa: poți să minți pe unii pentru o vreme, dar nu poți să minți pe toți pentru totdeauna. E clar. Bun, acum, emisiunea totuși se numește Eurodicționar. Vorbim cu încă prim-ministrul Republicii Moldova, acela care a avut o serie întreagă de atitudini, ieșiri publice la cele mai înalte foruri în favoarea vectorului pro-european al Republicii Moldova. Ați avut dezamăgirea însă de a vedea că în Parlament, de exemplu, nu a fost votată tocmai de către pro-europeni ideea introducerii în Constituția Republicii Moldova a vectorului de dezvoltare european ca vector strategic. Ați avut și relație ușor contondentă cu Uniunea Europeană prin contribuția unor dintre pro-europeni. Cât de mult mai credeți în orientarea aceasta pro-europeană? Pentru că, pe de altă parte, Partidul Democrat a vorbit despre pro-Moldova, iar unii au speculat și au spus, iată, s-a terminat cu vectorul european, un fel de statalism, un fel de ceva. Cum rămân lucrurile la acest capitol? Eu cred și am viziuni pro-europene, le-am avut, le-am și le voi avea în continuare. Este adevărat că există foarte multă speculație, mai ales atunci când vorbesc politicienii sau formațiunile politice unele despre altele. Din punctul meu de vedere, această direcție sau această afirmație pro-Moldova cu care a venit Partidul Democrat poate este cel mai pro-european lucru pe care putea să-l facă o formațiune politică în Republica Moldova. Pentru că noi ne-am confruntat în trecut cu cei care s-au declarat pro-europeni și sub drapelul Uniunii Europene au comis fraude și multe lucruri urâte în Republica Moldova, care apoi ne-au îndepărtat pe o perioadă oarecare de Uniunea Europeană. Este important ce faci. Și aici, iarăși, a fost, din punctul meu de vedere, o iluzie elaborată și vândută de către politicieni oamenilor, pentru că apropierea adevărată de Uniunea Europeană nu se face prin declarații și nu se face doar printr-o aprobare a unui pachet de legi sau altul, sau a preluării unor directive europene. Adevărata apropiere de familia europeană sau de Uniunea Europeană este schimbarea lucrurilor în interiorul țării. Întotdeauna am spus că integrarea europeană mai mult este materie de politică internă decât materie de politică externă. Reformele pe interior, ridicarea nivelului de viață și atunci când în Republica Moldova se va trăi aproximativ așa cum trăiesc oamenii din țările membre ale Uniunii Europene,
Asta și va fi apropierea țării noastre de Uniunea Europeană și atunci vom putea vorbi despre accederea în marea familie a Uniunii Europene. De aceea rămân, cum vă spuneam, a fi pro-european și cred că acest model este unicul și cel mai bun, cel mai potrivit pentru Republica Moldova ales. Numai că acest lucru trebuie să fie făcut, precum vă spuneam, prin multă muncă, prin reforme și nu doar prin, și nu doar prin declarații. Chiar la final, o ultimă întrebare. Cum ați vedea poziționat Republica Moldova, respectiv acest pro-Moldova al PDM, în întregul tablou global destul de complicat, o Uniune Europeană care se vede provocată chiar din interior de voci suveraniste, radicaliste, naționaliste, sau la nivel și mai larg, o competiție întreagă, inclusiv a marilor lideri ai lumii, să spunem cel rus sau cel american, care pun fie Rusia, fie America înainte, fie toată lumea își caută un loc, toți încearcă să reformateze, afirmând niște valori într-o manieră extrem de categorică. Cum rămâne cu acest pro-Moldova? Cât de categoric, cât de deschis, cât de autohton? Va fi o echilibristică extrem de complicată. Cum o vedeți dumneavoastră? Eu mi-aduc aminte o discuție pe care o aveam cu președintele Putin la Bishkek, la un summit al țărilor CSI. Și atunci eu l-am întrebat de ce ați impus taxe vamale pentru Republica Moldova și el îmi spunea că pentru că ați semnat un acord de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană și există pericol pentru ca marfa din alte țări prin Republica Moldova să ajungă pe piața Uniunii Europene și a doua întrebare mea a fost, dar de ce nu ați impus taxe vamale și Serbiei, care are și ea un acord de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană? Și atunci președintele Putin mi-a spus, păi Serbia este departe de noi, voi sunteți mai aproape de sufletul nostru. De ce vă aduc acest exemplu? Pentru că există țări care au găsit acest echilibru, pentru că niciodată cei din Uniunea Europeană nu ne-au spus că trebuie să avem relații rele cu Federația Rusă, spre exemplu, pentru ca să o duceți bine cu noi, cei din vest sau cei din occident. Deci ține de politică sau de calitatea politicii interne a Republicii Moldova. Și eu cred că și spre aceasta am râvnit în toți acești ani, noi putem găsi acest echilibru. Și spuneam nu o singură dată că atât timp cât am fost în funcție de prim-ministru, nu am avut planul A și B. Am avut un singur plan care se numește parcursul european. Și parcursul european trebuie menținut mai departe, dar în același timp, în centrul atenției trebuie să fie cetățeanul Republicii Moldova. Și iată când noi vom găsi acest echilibru, când politicienii vor scoate în evidență nu lucrurile care dezbină acest popor sau îl scindează în diferite tabere, dar lucrurile care ne unesc pe toți, atunci eu cred că Republica Moldova se va mișca foarte repede înainte. Și eu cred în acest lucru și cred că este posibil de făcut acest lucru. Ține de maturitatea politică, ține de clasă politică, desigur, și voi depune efort în continuare ca să realizăm acest lucru. Mulțumesc mult! Noi am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru timp, pentru timpul care încă e foarte prețios pentru dumneavoastră și va fi, cred că și de acum încolo. Iată, doamnelor și domnilor, acesta este Pavel Filip, omul care face politică în Republica Moldova după principiile despre care tocmai a vorbit. Acum rămâne să vedeți și dumneavoastră cât și cum, din ceea ce ați auzit, rezonează cu dumneavoastră sau ar trebui să rezoneze cu dumneavoastră. Mulțumesc mult! Și vă mulțumesc! Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Rămâne să ne întâlnim și peste o săptămână la Eurodicționar. Până atunci, numai bine!